Această rubrică este oferită de Mekon. În anul 1790 s-a născut John Tyler, a fost al 10-lea președinte al Statelor Unite ale Americii în perioada 1841-1845. Acesta a fost primul președinte american născut după adoptarea Constituției Statelor Unite ale Americii și primul care a ocupat funcția datorită decesului predecesorului său. În anul 1878 s-a născut Elena Farago, a fost poet român care a compus poezii pentru copii. Creațiile cunoscute sunt Cățelușul Șchiop, Gândăcelul, Cloșca, Sfatul degetelor și Motanul pedepsit. În anul 1943 s-a născut Vangelis, este compozitor grec cunoscut datorită numeroaselor sale compoziții, printre care coloana sonoră a filmului Chariots on Fire, cu o activitate muzicală de peste 50 de ani, în care a produs peste 52 de albume. Vangelis este considerat unul dintre cei mai mari compozitori de muzică electronică din toate timpurile. În anul 1962 s-a născut Dan Bittman, este renumit compozitor, actor și prezentator de televiziune român, solist vocal al formației Holograf începând cu anul 1985. În anul 1938 a murit Constantin Isopescu, grecul. A fost jurist, politician, jurnalist și industriaș de origine română, născut în Austro-Ungaria. A fost în general cunoscut drept un legiuitor, reformator și un politician moderat, care a respins formele radicale ale naționalismului românesc și a căutat, în principal, să obțină un statut special pentru români în cadrul unei Austrii reformate. În anul 1963 a murit Traian Săvulescu. A fost biolog și botanist român, fondator al Școlii Românești de Fitopatologie, primul care a făcut cunoscută în România flora Arabiei și Palestinei, membru și președinte al Academiei Române. În anul 1971 a murit Perpe Sicius, a fost istoric și critic literar, folclorist, eseist și poet român, cercetător și editor al operei eminesciene, membru titular al Academiei Române. În anul 1945, ministrul de justiție Lucrețiu Pătrășcanu a semnat decretul lege pentru purificarea administrației publice, care a fost promulgat de către rege în aceeași zi. În anul 1974, Mariner 10, naveta americană de explorare fără echipaj uman, devine prima navetă spațială care a vizitat planeta Mercur, trimițând peste 2000 de imagini pe Pământ. În anul 2004, Irlanda devine prima țară din lume care interzice fumatul în locurile publice. În anul 2017, premierul britanic Theresa May a semnat scrisoarea oficială pentru activarea articolului 50 al Tratatului de la Lisabona, declanșând astfel procedura formală de separare a Marii Britanii de Uniunea Europeană. Această rubrică a fost oferită de Mekon.